Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice și bine ne-am regăsit! Astăzi vă voi prezenta un fruct deosebit, pitaia. După atâtea sarmale și friptură, vom mânca și ceva fructe exotice. Rămâneți aproape și vom degusta fructele după ce vom afla câteva informații utile. Pitaia Dragon Fruit sau fructul dragonului în traducere este un fruct deosebit de rar prin aspect cât și prin gust, dar nutrienții pe care îi conține acest fruct depășește cu mult alte fructe. Pitaia poate fi de culoare roșie sau de culoare galbenă, cum avem prezentat aici. Cel de culoare roșie este mult mai comun, fiind cultivat mult mai ușor în fermele specializate. Dragon Fruit este originar din America Centrală și America de Sud. Este cultivat în Asia, Mexic, dar poate fi cultivat oriunde în lume, în spații protejate sau ghiveci, ceea ce îl face pretabil și la noi pentru cultivare. Este cultivat industrial pentru proprietățile sale, în ferme mari pe sute de hectare. Este cultivat și în ferme mici, în mod ecologic, beneficiind în acest caz de tot gustul și savoarea fructelor. În antichitate era folosit în medicina tradițională la tratarea bolilor de stomac și colon, iar în prezent mai multe teste conduse de cercetători de la Institutul de Cercetare din California au dus la concluzia că fructul dragonului combate și previne apariția cancerului de colon și cancerului de stomac. Acest minunat și arătos fruct reduce zahărul din sânge, reglează glicemia, ceea ce îl face perfect în dieta diabeticilor. Acest minunat și arătos fruct ajută la regenerarea ficatului, fiind foarte bun în curele de detoxifiere. În următoarele filmulețe o să vă prezint și cactusul nostru pitaia. Se mulțește extrem de ușor prin semințe, însă durează mai mult până la maturitate și fructificare. Este indicată înmulțirea pe cale vegetativă prin desprinderea tulpinelor noi crescute și îngroparea acestora în un sol fertil și umed. Mai departe îl vom gusta și din semințele acestuia vom încerca cultivarea unor noi plante pe care le vom încerca și în solar. Dar să nu mai stăm la vorbă și să începem.